În această după-amiază a avut loc un accident rutier pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta, Turnu Severin. Accidentul s-a soldat cu victime omenești. Două persoane au ajuns de urgență la spital, iar pagubele materiale sunt însemnate. Grav accident de circulație pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta, Turnu Severin. Două persoane au fost rănite în urma impactului produs între un tir înmatriculat în Bulgaria și un autoturism. Conducătorul autoturismului a efectuat o întoarcere neregulamentară. În cursul acestei zile, pe centura Drobeta, Turnu Severin, înainte de intersecția cu strada Dudașul Cernețului, conducătorul unui autoturism, ce se deplasa dinspre strada Calea Târgu Jiului spre Dudașul Cernețului, a intenționat să efectueze manevra de întoarcere neregulamentară și a fost acroșat de un autotren ce circula regulamentar în spatele său. Din accident a rezultat rănirea conducătorului autoturismului, care a fost transportat la Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin pentru acordarea de îngrijiri medicale. Sunt suspiciuni dacă avea permis de conducere? Rămâne să, pe parcursul cercetărilor, să verificăm dacă conducătorul auto avea sau nu permis de conducere. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță SMUR de la un accident rutier produs pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. La locul evenimentului a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Echipajul SMUR Turnu Severin a preluat o victimă în vârstă de 30 de ani, bărbat, conștient, suspect, fractură femur stâng, traumatism toracic și traumatism umăr stâng. Cea de-a doua victimă, descarcerată, predată ambulanței de tip C, un bărbat în vârstă de 32 de ani, cu traumatism cranian, hematom, comă de gradul 2/3. Cei doi pacienți au fost monitorizați, stabilizați la fața locului, apoi au fost transportați la UPU Turnu Severin pentru investigații și tratamente de specialitate. În accident au fost implicate două autovehicule, un autotren și un autoturism. La sosirea salvatorilor, o persoană se afla blocată în autoturism și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia. Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au descarcerat victima, un bărbat în stare gravă pe care l-au predat echipajului SAJ. La sosirea salvatorilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia. Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au descarcerat victima, un bărbat în stare gravă, pe care l-au predat echipajului Serviciului Județean de Ambulanță. Cea de-a doua victimă, un bărbat în vârstă de circa 30 de ani, a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMURD, ulterior acesta fiind transportat la spital în stare de conștiință. Traficul rutier din zona a fost îngreunat fiind redirecționat pe altă rută, Dudașul Cernețiului. Oamenii legii au deschis în acest caz dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.